Alianța Dreapta Unită a organizat evenimentul de lansare a campaniei pentru primăria și Consiliul Local Timișoara. Pentru conducerea instituției este propus pentru al doilea mandat Dominic Friț. Și nu vom câștiga noi. Nu va câștiga Dominic Friț. Va câștiga Timișoara, vor câștiga copiii Timișoarei care n-au drept de vot, vor câștiga toți cei care vor ca Timișoara să continue pe un drum european, un drum de modernizare, un drum de respect și un drum în care noi ne iubim pe noi înșine și pe ceilalți și construim o comunitate adevărată. Pentru asta vă mulțumesc, am nevoie de voi, nu plecați de aici fără să ne promiteți ajutorul vostru și 9 iunie ne întâlnim din nou și vom fi învingători! Mersi, Timișoara! Edilul a vorbit despre sloganul Dominic nu a făcut nimic, regăsit pe afișe împărțite în Timișoara de susținătorii contracandidaților. Ce am făcut? Ce am făcut? În primul rând, am investit în viitorul Timișoarei. Când a venit în primăria Timișoara, pentru 9 lei care s-au cheltuit din taxele și impozitele voastre, 9 lei s-au cheltuit pentru funcționare, adică pentru cheltuielile curente, 1 leu s-a cheltuit pentru investiții. Acest raport, anul acesta, anul trecut, a fost de 2 lei versus 1. Pentru fiecare 2 lei pe care îi cheltuim pentru funcționarea orașului, 1 leu investim în viitorul copiilor noștri. Dominic Friț a mai vorbit despre proiectele administrației, despre soția sa și despre importanța votului pentru cei care vor ca Nicolae Robu să nu se întoarcă în primăria Timișoara din 10 iunie. Tuturor celor care mă atacă pentru faptul că stau în casa soției mele, le spun, sunteți misogini, n-ați înțeles nimic despre puterea femeilor și cu siguranță nu ați înțeles că da, există bărbați care au o femeie puternică, nu în spatele lor, ci lângă ei. La nivel local, Alianței Dreapta Unită i s-au alăturat și alte formațiuni și astfel s-a format Alianța Timișoara Unită. Printre cei invitați să ia cuvântul la eveniment au fost liderii de la nivel național ai celor trei partide din Alianța Dreapta Unită, Cătălin Drulă, Ludovic Orban și Eugen Tomac. În discursurile lor au precizat că PSD ar fi răul cel mai mare, mai ales după ce a acaparat și PNL. Referitor la Dominic Friț, toți au punctat că este singura opțiune de dreapta valabilă. PSD-ul a revenit într-o formă mai toxică și mai nocivă, comasată, îi spun ei, și stânga se pregătește printr-o șmecherie politică și închipe în capul lor că vor câștiga Timișoara, Timișul, că vor închide piața politică din România. Și îmi doresc lor, ca spiritul dumneavoastră, să reușim să luăm de aici și să-l ducem în fiecare localitate din România. Pentru că Dreapta Unită trebuie să scape țara de ciuma roșie. Robu este candidatul de pe centură, care făcea sluși în spatele lui Ciolacu și Grindeanu. Robu este candidatul PSD, candidatul mafioților, candidatul clanurilor, candidatul celor care nu vor o primărie pentru Timișoara. Să o spunem limpede și clar. Pe scenă a urcat apoi Alin Nica, candidatul pe care Alianța Dreapta Unită îl propune pentru Consiliul Județean Timiș. Provin dintr-o filială a PNL-ului, care a fost practic distrusă și acaparată de PSD pentru interesele unor oameni care nu puneau preț pe Timișoara și pe Timiș. Care nu puneau preț pe ceea ce noi credem cu adevărat și doreau să distrugă orice fel de opoziție. PSD-ului nu-i place opoziția în niciun fel. Și nici măcar cei care îndrăznesc să spună că greșesc. De aceea, PNL-ul a fost practic acaparat în momentul de față de către PSD și subjugat total, nu doar în Timiș, ci în România, în ansamblul său. Și e mare păcat și mare păcat pentru un partid istoric că s-a ajuns la acest lucru.
ca la momentul anunțării propriei candidaturi, Alinica a menționat și divergențele din trecut pe care le-a avut cu Dominic Fritz, dar și faptul că a trecut peste ele.